Bey, medalyonu, ver bacınız kromsat. Mă adresez cu respect taborului și rog să mă lase să-mi spun și eu părerea mea, pentru că eu sunt cel mai implicat. Ascultăm acum pe Mădălin. Medalion. Medalion fiul lui Aurică Fieraru și soțul legiuit al Rozei. Și nimeni să nu mă întrerupă. Vreau să vă împărtășesc ce simt eu acum. Știu că după mulți dintre voi eu nu sunt țigan, pentru că am mers la școli printre români. Dar eu sunt țigan și sunt mândru de asta. Sunt mândru de tatăl meu, de mama mea, de frații mei și de sora mea argentina. Sunt mândru de toți cei din șată. Am crezut că o iubesc pe Roza. Deși inima mea era în altă parte. Și am respectat tradiția. Am luat în căsătorie pe a doua sa mea. Și la un moment dat am crezut că și ea mă iubește. Dar inima ei era dată altcuiva. Și da, așa e. Copilul născut de Roza nu e al meu. Dar eu nu cred că ea ar trebui pedepsită pentru că și-a ascultat inima. Ne-a dezonorat, Medelioane. Ne-a lezat numirii. Eu acum sunt nimicat în cauza ei. Asta nu-ți dă dreptul să vinzi copilul. Copilul la un trădător și o curvă nu crește în neamul meu. Mai bine vândut. Sau mort. A copilul nu are nicio vină. Nu trebuie să plătească pentru greșelile părinților. Dar noi nu suntem de la protecția copilului. Sau cum se cheamă aia? Noi am venit aici să hotărâm ce trebuie să plătească state și familia lui. Dar eu ar trebui să cer daune morale, că eu sunt cel mai implicat. Mie mi s-au întâmplat lucrurile astea. Dar și șatra are de suferit mai mult de pe urma la treaba asta, bă, băiatule. Gata, ne oprim pentru jumătate de oră, da. Ce vrei, mă? Vrei țâțănare, rodea să-ți dea lapte la țâțănare. Dacă n-ai avut și tu noroc de țâță de mamă. Asta e. Bă, da, frumușel, mai ești, bă, ghiocelule, bă, că te pup acolo, te mănânc tot. Te uite așa, te mănânc tot. Ce-ai fost, mă, la coaforă? Ți-ai pus vărul pe voații? Gata, 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 gata. Ești frumușel, mă, semen cu mata, dar și cu mine. Tăi și nici tactul nu-i borât, chiar dacă e negru. Ce, bă, ce? Ce vrei? Ce vrei? Of, 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 of. Auzi? Ia, ia, fie, ia, fie tu antenă la mine. Ia, 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 ia zici tu ceva, ha? Zi-mă ceva și tu. Știi ce mă gândeam? Că ar trebui să spun un nume. A, vrei și tu un nume, văd, văd. Să ai tu îngerașul tău, că așa e bine pe lumea asta. Să te apere cineva. Ia zi ce nume să pun, a, la băiat, ia zi mă. A? Eu zic că ți s-ar potrivi, uite așa, ca pisica aia, așa, că tot așa e combinată, negru cu alb acolo, ca tine. A? Să zic leopardo. Să-i faci pe toți, uite, te învelesc în să te îmbracă, îți fac costum de leopard, mâncațeași. Uite așa te fac. Regele Zimbabwe sau ce, de unde e tactul ăla? De unde mai fi? Din Franța? De unde o fi? Ia uite, nu-ți place, a? Nu te interesează, dar ia leu ca să ai banul gros așa la buzunar, a? La portofele, a? Nici leu, mă, n-ai nicio reacție, mă. A, tu vrei ceva așa, nu vrei exotic, vrei ceva... Am înțeles eu. Tu vrei ceva mai occidental, așa, mai nu? Mai de străinești, așa, mai străinesc. Cum ești tu, străinesc, a? Ia zi-mă, capă, castofonul ăla ți-ar plăcea? Zi, Toshiba? Toshiba? Toshiba, îți place, bă? Mie nu-ți place nici Toshiba. Auzi, hai că ne mai gândim. Eta și cățelul ăsta. Ce faci? Unde ți-e garda, a? Unde-i, bă? La gâtul tău, bă. Să mă iau. Dar tu te mă plimbi cu bicicleta? Sau cu motoreta, aia zi? Păi, fraiere, motorul e pentru bărbați adevărați. Nu coșciuc pe patru roți ce ai tu acolo, da, de la de femei. Da, bă, că așa e, bă. Așa e, bă, Gianică. Și mie când mi-era foame în șatră, eu tot așa ziceam, mă, că nu-mi place carnea, că nu-mi place carnea, așa ziceam. Bă, firar, mă, ta, dreacu, tu termină cu astea cu bine, ai înțeles? Băi, termină tu cu astea, da, termină tu cu astea. Că te dai capă, portă-te, dreacu, uite aici, uite aici, da? Uite aici, că s-a schimbat, băi, bulibășelule, s-a schimbat vremurile, da? Uite aici,
Bă, firar, mă, ta, dracu de pușcăriaș ce ești! Lasă-mă că-i... Ai uitat când ai venit în curul gol în șatră? De n-avea ce să mănânci? Te dai zambina să mănânci firea al dracu, te-ai ajuns acum! Dar, mă, ta, dracu! Spune după mohican, e frică te, dracu! Lasă-mă în pace pe stii toată lumea ce adunat. Bă, ce copil a prins al dracu? Noi am ascultat poveștile la toată lumea. Dar hotărârea o vom da mâine. Are careva sânge să se pună cu staborul? O să zicem mâine ce am hotărât. Avem multe la care să gândim. Stine-ne, măiculiță, domnului, mă ferbe ăștia până mâine. Că lasă-te, putere, lasă, poate își amintește și ei cine ești și nu te faci de bani, te iartă. Bă, nu-i vorba de bani, bă. Trebuie să spăl onoarea cât mai repede. Ajută-mă așa, ca cu mărdoria spate. Bă, tăticule, bre, pe ce e asta, bre? Pe ce tot o lungești ăstea, bă? Bă, nu e clar? Curva are copilul, nu să plătește tasul și cu asta, bă, asta. Bă, Gianni, bă. Dacă nu respecti taborul, nu o să ajungi niciodată pe Libașa. Lasă-mă, urecă, dar cu Zulfina, ce mama dracului mai facem acum? Să se ia cu câinii, că l-a blestemat pe copilul meu. Mâine după amiază să vedem ce facem cu ea. Adă-mă, mă, Daligoane, mă, zici și tu ceva, mă, mă mai ferbe așa, mora cilișa, mă! Ce să zic, mamă, ce să zic? Nu vezi că orice a zice, nimic nu contează? Onoarea e mai importantă decât un copil nevinovat, care cine știe pe unde e acum? Da, bă, de copii nevinovați de curvă mari de mie acum. Gianni, Dumnezeu e sus și le vede pe toate. Bă, Gianni, orice copil trebuie să trăiește, brei! Și copii de curvă, și fochi, și toți trebuie să trăiește, că-i copii! Încă o dată, te rog, iartă-mă, îți cer iertare în față la toată șatra ta. Tu știi că mi-aș da viața pentru tine. Știu, mă, state, mă! Hai, du-te acasă să te odihnești, nu prea arăți bine. Te s-au umflat pecioarele. N-am luat insulina de demeneață. Acum plec. Hai, Stivene. Făi, aduceți-vă în casă toate. Hai, să nu mai vă văd chiar dacă nu văd. Dai, fă drumul în casă! N-au ce-ai stăticul cu mine, îți dau două pălni. Dai drumul în casă! Așa, Stivene, bravo. Arată-i cine-i stăpânul. E da, tăticule, că dacă e, nu face ca aia, ca Roza. A, oleu, dacă eram eu în locul lui... Dă-mă la masă aici. Eram eu în locul lui Medelion. O băteam un plan de sânge. Mânca ciorbă cu paiu, bea. Ia toată viața cu paiu. Stivene. Ce vești ai tu pentru mine? Cioara e, zice, polițiștii ăștia, e dată în consemn la toate hotelurile peste tot. Așa. Acolo am pus niște băieți să păzească, nu intră nici muscă. Așa. Fără nicio grijă.
Te-ai gândit bine? Da. Păi da, mi-ai zis, mă, dar să fiu cu ochii în patru. Iartă-mă, tăticule, că am zis de ochi, dar... Lasă-mă, că orbirea nu dore. Mă ferbe ăștia până mâine. Mă ferbe ăștia până mâine. Dar cum să termină staborul ăsta? Îmi iau numele și onoarea înapoi? Și mergem la Paris? Să se uite dotoria aia la ochii mei, să vadă? De ce nu văd eu? Cu copilul ce e? Are grijă Rodia de el. Îi dă de mâncare, eu i-am cumpărat scutice, dar nu... Nu sunt acte legate. De ce, mă? De ce nu poate aia să mânărește un pașaport la ei acolo, țara lor? Bă, ce dracu? Parizearul ce face? Tot așteaptă actele. A zis că toată treaba e aranjată, tot are bani. A zis că așteaptă actele. Cum face rost de acte, cum ne dă bani? Nu-mi trebuie, mă, banii aia. Ți-am spus, banii ăsta-i tăi. Eu nu iau bandă pe negrul ăla. Să nu mă te zic lui. Ia du-mă la capare, acolo sub turn. Și după aia, Stivene, te duci sus la Menodoră și te culci cu ea acum. Stivene? Păi ce ți-am zis eu, mă? Duc, tăticule, dar să o mai las așa puțin, să fiarbă. Mă, ce de treabă? Mă, ce de treabă am, mă, și eu nu văd. Dacă ai obosit, îmi spui și... Nu. Nu. Asta nu înseamnă că te gonesc de la masă. Cum se pare? Prea multe obiecte? Prea încărcat? Nu. Mi se pare interesant. Da, ce ți s-a părut așa interesant? Faptul că voi... Adică vrei să zici noi țiganii? Păi să vedeți-o, ni s-a zis și mai rău. Da, că vă păstrați tradițiile și obiceiurile. Mie mi se pare asta extraordinar. Noi nu prea am știut ce să păstrăm. Fata mea, tradițiile ne-a ținut legați? Noi ne-a lăsat să ne împrăștiem? Ideea de familie și onoare e sfântă la noi. E sfântă, da, și masa e sfântă. Haideți! Asta place mie cel mai mult, că baza e sfântă. Hai, bă, că știm asta. Știm că asta îți place cel mai mult. Se vede. Bine că te-am găsit. Speram să fii aici, pentru că te-am căutat peste tot. Ai adus și pluta. Da. Știu că ești supărat pe mine, dar pot să-ți explic. N-ai ce să-mi explici. De circulație de pe șoseaua de centură a intrat moarte cerebrală. Părinții și-au dat acordul pentru prelevarea organelor în vederea... Da, bă, gata. Hai că vă ajunge, hai că-i târziu că s-o buți și vreau să dor. Da, mă, că n-auzi ce zice ăștia. Hai, știu că ți s-a stricat televizorul, dar lasă-o, că vreau să dor și eu. Hai. Auzi, bă, la ăsta, săracu, bă, motociclist de-al meu a murit. Ăștia vrea să-i dea organele acum. Păi cine ia inima lui ăsta, viață lungă trăiește, mâncați-aș gura ta. Da. Că noi motocicliștii avem inima strong, așa, ca fierul. Păi e prost. Păi de ce se dă ceva? Lui. Eu dacă eram în locul ăla, dădeam la cineva ceva. Nu dădeam, frate, nimic. Ce? Mie mi-a dat cineva ceva pe plac? Să moară măză. Auzi, frate, dacă vrei ceva, vrei rinichiul, scoate banul. Vrei plămânul,
scoate banul, tată. Da, dacă vrei, inimioara, tăticule, vinde-ți casa, ce să mai? Auzi, mă, dar te întrebe pe tine ceva acum. Dacă tu mori, să zicem așa, da, tu la cine ceri? Ce ceri? Ce faci? Să vii, bun, îți dă careva banii. Da. Vine și ți-i pune așa, pe piept, da? Da? Ce faci cu el? Vin eu și-ți iau, fraiere. Să mor eu. Tu. E, vin eu și-ți iau banii. Facem așa o hârtie frumoasă în care zicem că eu te-am arendat pe tine și vin și iau lovelele și gata. Hai bă, lasă și Argentina mea mâncaia-și gura ei. Păi da, bă, dar surioara mea, eu am grijă de ea după ce mor tu. Da. Și dau și ei. În gură. Da, hai zi tu, dacă... Bă, nu, dată te dracu. Zi, dar dacă mor tu, zi, pentru tine cine o să hotărească, a? Pentru mine? Da. Păi eu? Să mor eu? Păi eu, să băi... Mor, nu mor eu, băi, da. Băi, fraiere, păi eu cât trăiesc, nu mor, dă-te dracu, de aici, așa. Eu sunt ca ăla, ca ăla cu sabia din filmul scoțian, cum îi zice, mă? Zifă, supraviețuitorul ăla. Să mor eu. Da, da. Gianni, bă, te rog, ia și mie televizor de-asta, că așa bine dorm la el. Păi, ce le-au pus ăsta? Hai, bă, gata, că dorm, dă-te dracu, tu mă. Ia, hai, bagă-l în papurniță, hai, că mergem acasă. Hai, bagă-l în marsupiu, hai, dacă-l bagi în marsupiu, ți-l dăm. Hai, bă, pentru ăla micul.